Salut și eu, am zis la un episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum de aici, de la, nu știu, e un fel de hotel ceva, aici am venit la mare. Suntem, acolo e marea, băieți, și fete, bineînțeles. Și pisica. 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 Acolo. Aici e por mai mult, dar da. Nu, nu, aici e mare, aici o să ne scăldăm noi. Hai să vedem dacă ajungi în apă din poziția asta, vrei? Vrei să vezi? Nu? Nu? Oh my god! Era să mă lovească. A căzut? No. Eu sunt bine. Văzut cât de magnetic s-a dus? Da, am văzut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria de GTA Online și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Și da, era cineva mort acolo, nu știu de ce. A trecut pisica așa, de lateral, că zici că... Și astea sunt mașinile cu care vom porni astăzi. Eu mi-am cumpărat cea mai nouă mașină, bine, cea mai nouă. Mașina pe care n-am folosit-o până acum din update-ul cel nou. Am folosit-o în curse, dar n-am avut-o niciodată personal. Așa că... Eu mi-arată un chip și pisica și arată o mașină de armată wannabe. Mamă, cum se aude motorul ăsta. Mamă. Pisica. A. Câți cai trag acea căruță? Doamne, ferește, frate, ce e aia? Arată ca o căruță. Ce tipul ăsta? Vrea să nu zgârie căruța. Tu zgârea căruța. Se enervează boii care te trag. Dar poți să stai în spate acolo, oare? Nu știu. Hai să încercăm. Hai, încercăm la când ajungem. Mergem, ne oprim la tuning în față și încercăm să ne urcăm în spate, în zona aia de acolo. Sunt foarte curios dacă merge. Și eu. Da, așa. Unde avem noi tuning-ul? Un pic mai în față. Bă, mă depășește căruța lui pisica. Lel. Nu se poate așa ceva. Du-te-n pisici. Du-te, bă, de aici. Cum să mă depășești? Ehehe! Ia să facă turbo pe asta. Sigur că mai pur un bou să tragă ca să le pășești. Ce faci, Mihai? Opa! Aoleu, era să te ating. Ce figuri pe el, mă, ce figuri. Opa! A mea nu-i tunată. Nici a mea. Nici a mea. A mea e stock, cum am cumpărat-o și am lăsat-o. Sau înainte să... Las-o aici. Aoleu, cum a ajuns. Zic că e boțită partea din față. Da, și ce contează? Așa. Eu o să mă urc aici și tu încearcă să te urci în spate acum că m-am urcat eu aici. A, pot să se așeze, dar nu, nu, nu face vrea. Nimic. Nu. Atunci n-a, să are poziție. Hai să ne urcăm. What the fuck? Să-i... Fii atent, încearcă tu. Ia vezi. No, eu vreau să stau pur și simplu. Nu! Nu merge, nu cred că aluneci. Așa, dai drumul, dai drumul. S-a rupt aia! Nu mai vorbim, hai gata. S-a rupt aia! S-a rupt ruta! Să-ți faci, să-ți schimbi culoare la gen. Bă, du-te mă de aici! Cât hate! Bă, du-te mă de aici! Hai! Sparg roțile acum! Sparg roțile la căruță? Bă, scoți-o patru pungi! Dă-i drumul! Aoleu! A, uite ce ai făcut, uite ce ai făcut! Vezi, ai speriat omul de aici! Trebuie să mergem la tine cu celălalt acum. Eu acum văd că nu mai am cauciucuri, ești nebun? Aha, acum să te văd cum ajungi până în partea cealaltă. Aha. Pe stânga. Stai că nu știu unde e. Uite pe aici. Gata, l-am văzut. Nu e foarte departe, avem o milă până acolo. Dar la căruța lui pisica. Dar nimeni nu s-a gândit la căruța mea. Are o milă mirosoroată. Dacă ai vrut să dai cu foc pe acolo, na. Dar tu ai fost primul care mi-a distrus căruța. Ce? Eu m-am urcat acolo în spate și m-am împiedicat din cauza asta, n-am fost vina mea. Da, ai tras în mașina mea după aia. Dacă tu îmi distrugi mie mașina, ce vrei să-ți fac? Păi n-am vrut, a fost o greșeală. Ce nume e Slipstream în free mode? Ce anume? Free mode? Aaa, Slipstream-ul. Da. Mamă, cum am lipit aici. Cum am lipit aici, ma. Și pe unde eram? Pe pancarta, pe bucata asta de aici. Aici eram. Unde sunteți? Aici, pe tot. Ne-am dus aiurea noi. Da, mi-a arătat să mă întorc. Nu, mergem drept pe aici. Mergem pe autostradă și așa vreau să mai conduc puțin mașinuța asta să o testez. Mai e, se ține binișor. Să știi că e una din preferatele mele asta. Se controlează extrem de bine. Da. Cum se tunează căruța asta? Ce altă mașină? N-ai top speed-ul foarte mare. Da, bănuiesc că nu-l are. E aia cu Toyota, gen. Oh! Ai ce-am făcut? Jumate. Ce se face acolo? Foc. Ba, e prea amuzant. Da, am ajuns. Am înțeles ce faci.
A descoperit bordura și fizica la oameni când s-a răsut. Frate, de ce prea tare? GTA, mereu. În GTA. În GTA e prea tare, nu în altă parte. Da. Doamne, cum arăt în mașina asta, e bun. Armură, bine așa, tata. Ce? Poți să-ți pui armură pe ea? Păi, da, bineînțeles. S-a ajuns deja, rol. Păi da. Păi da, noi ne distrăm pe aici, da. Da, căruța a ajuns mai. Mai serios? Da, engine, oho. Ne-am băgat pe amândoi odată? Da. Săracu. Hood. Hai, poți să așa, să vezi. Acum... 50.000, race brakes, engine upgrade, exhaust. Mamă, cum arată exhaustul ăsta. Da, nu. Plate, pisica. Așa e mai. Se tunează berele la față. Berele. Berea, se tunează berea. Se tunează berea. Dacă vreți o bere, să vă tunați. Mamă, ce țeve are pe spate, nu pot să cred. Ce neon să-mi pun eu la asta? O să fii surprins cum arată mașina asta. Nu am pus niciodată neon verde. Bă, a. Interes... Ce? Am un alt livery care e destul de interesant, dar nu știu, nu prea-mi place așa de mult. Nu, cred că o să las livery-ul ăsta, dar o să schimb culoarea. Sau hai să... Ia să încerc focarul livery. Ce bine arată așa, argintie, mă. Să încep un spray. Argintie aurie, doamne, iartă-mă. Păi, e interesantă, ce-i drept. Și albă e frumoasă asta. Crem. Faza e că nu mă lasă să schimb decât o singură culoare la ea? Da. Să o să bag de boner. Spray. Așa. Transmisie. Atunci. Turbo. Am accelerația aproape de maxim. Well, stai, hai. Să vedem ce culoare s-ar potrivi. Astea. O să pun o altă culoare. Style design, custom, bulletproof, windows. Galben nu arată straniu. Parcă ar trebui ceva mai închis așa la culoare, nu știu de ce am impresia că... Verdele s arată cam ciudat. Mă, cred că am făcut tot mai puțin... wheel color. Eu niciodată nu mă pot decide pe culoare. Da, nici eu. Stai, mă uit-o gata. Mamă, hot pink cum arată, ești nebun. Lime green. Cum arată negru mat. Dar nu-i mat ăsta, e metallic. Ia să văd la metals, brushed gold. Red? Arată straniu pe gold, nu știu... Și vreau un... A, nu, ăsta aici, cea. E un electric blue? Nu... Brushed gold, ia să fac un pic așa și mă uit afară cum arată că... Mamă, ce spoiler pe spate, poți să-i pui de ăla de... Zici că și-a zborul. Cum arată? Și fața e așa nervoasă, e foarte mișto. Ai enervat fața? Secondary, da frate, s-a enervat fața pe mine. La asta ce o să fie? O să fie un sport. Hai să vedem un... Ia uite ce frumușică e ea, bă. Îmi place rău. Chrome să le fac și o să... What the fuck, s-a deschis ușa. Am știu. Dar ciudat că eu nu te văd pe tine, știi? Că nu înțeleg de ce s-ar fi deschis ușa la mine. Tire design. Bulletproof tires. Să vă puneți bulletproof tires la roți, că dacă să ne urmărească poliția, să avem... Ba, nu știu, ia să mă uit puțin să văd cum arată pe gold. Pe gol le-am avut și eu cam pe majoritate. Nu-mi place cum arată. Nu, nici pe mine. Adică... Am dita-i civile pe spate. Dacă ar fi gold, întreagă gold, ar fi ceva, dar nu e. Partea de sus mă schimbă. Arată bine rău, echipul ăsta tunat. Da? Da, să vin. Bine. Fii atent. Am găsit unde să mergem, să le vedem mai bine. Acolo unde a fost, da. Așa e. There's light. Vrăm. Cred că asta cu albul arată așa mai bine, dar... Și atunată, mă, căruța. Ce-a tunat căruța? A, ți-ai pus încă o rată în față, în caz că ți-ți mai faci posibilitățile. Păi, dar normal, că așa am de rezervă. Ai pus turbo pe ea? Da, bineînțeles. Ce cătric. Dar gențile nu poți să le schimbi? Păi sunt schimbate. Sunt schimbate? Da, să... Sunt micuțe. Uite așa pe albastru, cred. Dar albastru? Da, alea off-road.
Dar trebuie să schimbești pastatul cu păcă. Să fac cu livoriu celălalt, dacă schimb livoriu. Canis? Caniș? Da. Caniș? Aha. Caniș, da. Pisica caniș. Că e rămâne la articulare în pisica și scrie canis pisica. Și caniș. Un albastru la neoane. Avem aici scări? Da. Aaa, și mergi. Ori așa, ori... Nu știu, voi cum... Dar veniți înapoi la tine, unde v-ați dus voi? Vino cu aceea, unde e lumină, să vedem mașinile mai bine. Aici unde sunt eu. Băi, eu zic arată bine acum. Nu acolo, Max. Max. Unde v-ați dus? Aaa... Nu știu, se uită pe hartă. Păi m-am uitat, dar v-am crezut că... Nu mai trage acolo, că vine poliția pe tine. Vezi, că e lumină și vezi mașina cum trebuie. Ia mă să văd cum e a ta. Aha, negru mat. Da, nu e negru mat, e un gri cică, metalic, cu carbon și cu roșu. Interesant, arată interesant. Foarte... Uite căruța. Și... Mă, nu e, cum e căruță turbo? Da, uite-te în față că scrie caniș pisica, vezi? What? La ea. Caniș! A bine, uite-te la ție, vede, de mari sunt. Vezi? Pisica caniș. What the fuck? Vrei să-ți dau una în mașină? Abia am vopsit-o, te rog frumos. Ei, pasă. Mie? Mie nu. Păi văd. Hai să mergem. Hai, dar putem să ieșim și prin față. Vrum, vrum, vrum. Debonair. Nu știu ce, asta probabil... E ceva făcut de ei. Probabil firma mașinii sau? Nu, cred că e o firmă de modding ceva. A jocului, că am mai văzut la câteva mașini. Ia stai așa o secundă. Mamă, cum se aude mașina asta când merge, face deja pss, pss. Văzusem de unde am pornit noi episodul acum. Era o scară undeva în depărtare. Da, știu, da. Mai știți de unde am pornit? De la portul de acolo, că aș vrea să verific, să văd ce e acolo. Sunt curios de toate scările astea din joc. Uite, venim și încoace să verificăm. Te-a apucat curiozitatea cu scările. Pe bune zic, deci uite, aici de exemplu sunt niște scări interioare și am intrat undeva într-o clădire. Pe bune? Da. What the fuck? Hai că voi știați de chestia asta, că eu nu. Nu. Seja. Am fost odată pe aici, nu știu. Vezi? Și aici ești în partea asta la altă. Fleșc. Bine. Apar n-aveam. Nu-i nimic major. Aici apar garaj de cumpărat. Nu-i nimic major, dar e interesant, adică să mai verificăm, să găsim zone de astea secrete, știi? Nu, garaj aici, mă, de cumpărat, că vrei. Da? Da, uite și ăsta din față. Am în două, astea două din față de aici și ăsta și ăla. Vreau să mă urc caracter, nu mai sări de nebun. Da, pe... Stai să văd eu pe unde ia mă, pe aici pot să mă urc? Parcurs se numește, ia. Mai e aici o scară. Ce, cu ei trebuie scară? Bă, dar nu mai mi-aduc aminte unde era ăla. Ce să fie? O formă de ju. A, uite, Caterinca. A, uite mă, încă o scară aici. Auzi? Suntem pe firma de la mașina mea. Da? A, da, Mihai. Mașina mea mai bat sunt motors. Da. Și am mașină mai bătut. Da, mă, chiar, uite, ia vină cu acea pisica sus pe scară. Da. Oare dacă mă arunc să deschide parașuta până jos? Oare ai parașuta? Asta e întrebarea. Și asta. Mihai, știi unde e locația unde te-am dus eu pe tine să ții mașina? Mamă, că găsim, e acolo de unde ții elicopterul, pe partea cealaltă. E pe partea cealaltă de unde noi luăm elicopterul. Mamă, cât de frumos se vede orașul de aici. Dacă veniți exact unde sunt eu acum, zici că poți să faci o poză sau ceva. Stai secundă că mă uitam la portul acolo, gata, am găsit jiu-ul ăla. L-ai găsit? Bun așa. Deci dacă stai aici și te uiți, poți să vezi, zici să faci o poză și să zici că e wallpaper sau ceva. Uite cât de superb arată. Da, așa este. Stai să-mi scot aparatul foto. Intră Mihai prin fața camerei pentru că de ce nu? Mihai, what the fuck cu mâna aia? Îți cate ești în fața la cameră. Mihai, ai bube pe mână. Da? Mihai are bube pe mână. Aia, că aici, stai, stai că să mă uit la bubele tale de pe mână. Poți să fug cu de ești tu spre pisica? Nu pot. S-a aruncat pisica. Hai înapoi la mașini. Hai înapoi la mașini. Mă arunc cu parașuta. Curați-mi noroc. Merge? Hai la mine, cobor aici la mine. A făcut flash? Da. A făcut tic la ochi. Cică parașută. Coboră la mine. Hai de mă, niciunul n-a avut. Da, de ce n-am parașută? Tot timpul mi-au parașută. Da, stai mă că i-am unei și aici, am dus să-mi iau. A lovit unul ca în filme. Mă să-mi iau parașută că e la reducere. Hai mă, dă parașută și-mi iau și armură, stai așa.
Parașută, primary, așa, reserve, mi-au și un reserve, parașut. Ok. Gata. Da, parașută și mi-au și armură acum. Care a intrat? A intrat cineva? Yeah. Am loc de tine. Scârție ușa aia. Mi-am zgâriat. Ce trebuia să-mi cumpăr de aici? Muniții la... să nu-i mașina mea, what the f... Flair. What the fuck, mașina e aia? Sonul ăla. Uite aia, ce mașină e? What? Oprește. Yeah. Ce? E o mașină de aia, de, să vină aia de la net și să urcă pe stâlp. Ia vezi, funcționează, e ridicat alea în sus. Nu merge, nu cred. Încearcă cu numpad ca la avioane. Și asta încercam, dar nu merge. Ia pe X. Shift, control. Ar fi ca prea caternică să meargă, dar... Nu merge, dar... E interesant că există așa ceva, n-am mai văzut. Nu am fost până acum. E mai rară, nu prea vezi pe stradă. Uite aici, poți să intri în chestia asta. Intri? Stai. Nu merge, nu? Bă, da! A, intra lol. Uite, mă, ce făchiuță. Ideea de construcții, mă. Polițiore! Polițione! Ia stai acolo. O, Doamne. Poți să apeși Q să te faci covor acolo? Hai, dai drumul. Nu, nu pot să fac. Max, zici că e noliță. Iar ta că ai căzut. Nu, sunt înăuntru. Tu dai drumul tare, dai drumul. Eu acolo sunt, m-am lipit de asta, dai drumul tare înainte. Oh my god, ia uite-l care spasme. Care spasme. Oh my god. Iar ai căzut? Ia uite, a căzut la mie pe mașină. Frate, deci cum arăta. Trebuie să vezi asta, deci. Stai să scăpăm de poliție cumva. Scă, după mine vine sau după voi? După mine nu vine nimeni. După mine, nu știu ce. La să salvați mașina, să nu o pierdeți. Cum sunt la restul să scap? Lasă mașina aia acolo. Remove. Gata, scăpat. Ok. Uite, mai e una în față. La fel. Lasă-o acolo, aveți grijă să nu intre poliția în voi, că vă dă stele. Că sunt cam nebuni ăștia. A, nu cred că mi-a dat stele. Mi-a dat stele când a început să cazi. Ești din mașină? Nu e adevărat. Nu cred, n-are de ce. Ia, și acum intră sus. Intră, bagă-te acolo. Te că fac echilibristică. Așa. Te-ai băgat? Da, pus acolo. Go! Uite, dorm. Da, te fac și pe tine după aia. Caracterul meu cu picioarele întinse. Da, văd, și stă în sus cu picioarele. Pică și nu pică. Ui! Tu-l vezi cum stă? A căzut. Ai căzut? La mine te arată tot înăuntru. Ca să zici mai... Unde e? M-a căcat pisica. La mine te arată tot înăuntru. Hai pisica, vină încoace. Intră și... A, vine poliția după mine, de ce? Vine cineva căruță. Te vezi? Stai ca să scap, stai ca să scap. Stai ca să scap poliția. What the fuck? Ai văzut? Nu vine nimeni. Hai, urcă sus aici. Trebuie să te urci, dar încet aici, încet. E plin de sânge aici, frate. Furam căruța. What the fuck, frate, s-a dat... Căruța răpică! Nea. Dar cum faci aici? Că văd că caracterul meu se duce așa. Mergi încet, mergi, încearcă să mergi drept acolo. Foarte încet. Dai un pic mai tare, dar nici chiar foarte tare, mediu. Aha, gata, am căzut în uliță, gata. Așa. Mă. Căruliță. Ești gata? Cade. What the fuck? A căzut, gata. Stai, nu, urcă-te, că n-ai stat bine. Trebuie să stai acolo cumva, să nu pici. Am picat corect, ai văzut? Am văzut, da, tu stai cu picioarele în sus. Nu, mi-ar arăta că stau cu un jos. La mine mi-a arătat cu picioarele în sus că stăteai. Te-ai urcat sau? Da. Stai, merg așa fin. Mă, că să nu se împingă mașinile noi, că sunt nerăbdătoare să treacă. Uite-te și tu, dau foarte fin și dă și sare caracterul. Încearcă să cotești într-o parte și în alta. Mai încearcă o dată și vezi dacă îți merge, dacă nu, lasă. O să ții cu click dreapta cu armă scoasă. Da, ține click dreapta cu armă scoasă, ca și cum ți-ai pune țintă la armă. Da. Nu trage. Dreapta. Și merge așa. Vezi că te ajută. Și da. Acolo merge. Merge acolo, hai. Un pic. Gata. Și apăs control. Apăs control. Gata.
Și se rămâne acolo. What the fuck? Opa. Oh, nu! Aha. Capul. Cu căcule și nu. Mă vezi cum stă. Uite mâinile astea așa. Ce îmi ca picioarele sus, lor. Dar nu înțeleg de ce mi-au damage, că până la urmă nu sunt... Îți iei damage? Da, uite acum o să apară înăuntru. Uite, hova! O pisica târnă. Doamne ferește! Cum... A căzut. A căzut? Eu o văd tot înăuntru. A căzut și pe aia. Da, a murit! M-a omorât Max, nu pot să cred. Da, de asta vine poliția, mă, că ți arată că omori pe cineva. Practic tu nu vrei să faci asta, dar... Hai să-i luăm mașinile. Asta fac acum. Hai că mi-a luat și mașinuța. Oh my god, cum a ajuns mașina mea, nu pot să cred. Era lovit-o. Ba da. Nu, no, păi stai pe viză, am dovadă. A, scuze. A, nu. Du-te mă de aici. Mamă, că voi aveți mai multă forță decât e mie. Normal. Vreți să scot armă la tine? Vreți să scot degetul la tine? Hai să mergem. Uite, degetul meu. Hai, lasă degetul, hai să mergem. Hai să mergem, că Mihai știe unde e locația aia. Am pus GPS-ul înapoi. Păi trebuie? Era undeva... Unde sunt porturile, un jeep acolo. Gata, am văzut unde, am văzut unde. Eu mi-am pus waypoint. Dacă vrei, poți să-i pe mine. Așa merg, așa conduc. Sunt doar curios să văd ce pe scara aia tatăl, știi, nu știam ce e, posibil să nu fie absolut nimic, da. Mișto acolo că sunt într-o clădire. Da. Și sunt multe secrete prin oraș și prin... În afară de oraș sunt multe secrete și pe la țară, pe care trebuie să le vedem. Pe acolo sunt cu extraterestrii secrete. Da. Prin zona aia cu Area 51. Ce faci, Mihai? Salut! Până stânga. A, merge și așa. Am luat curba asta, că era mai soft. Un pic. Spatele tău. Unde e? Mai e mult? No, aici e. Aoleu! Oh, doamne! A, piatră! O altă mașină fac. La spada? Aici e un restaurant ceva. Aici am mâncat, că mi-e foame. Am ajuns aici. Unde era scara aia? Stai că îți spun imediat dacă mă urc acolo pe chestia aia. Pe aici era, mă? Pe aici e Jiu, unde sunt eu. Cred că scara era undeva... Uite aici e. Dar cum ajunge acolo? Asta e întrebarea. Uite-o, vezi? Stai. Uite aici. A, da, o văd. Da, mă, trebuie să sari pe aici. Aici e terenul de tenis. Și te urci așa. What the fuck? E un geam de la mare și circular așa rotund. N-am mai fost aici până acum. Da, culmea să te duci pe. Unde era tu? E ca la ăla FBI, nu? No, e diferit. Mai văzut pe aici? Lol, eu n-am văzut scara. M-am dus mai departe. Încerc să-l sparg, nu merge. Și nici măcar nu e texturat ca lumea, dacă te uiți la reflexii se vede. Da, se vede. Da, pe nu s-a gândit că o să fie pe aici. E cineva dezbrăcat acolo? E că nu s-a gândit. Nu, cred. Vezi, poți să vezi în casă la oameni aici. Da. Da, sunt. Ăsta e dormitorul sau ce e ăsta? Dar nu prea se înțelege, mă, ce. Dar toată lumea are același dormitor, identic. Știu. Surprinzător. Toată lumea și-a luat din același magazin mobilă. Asta ce ar trebui să fie, mă, aici? Un hotel? Bănuiesc, nu? Nu pot să intru pe acolo. Am sări direct. Sala mare. Mai degrabă, probabil oamenii care se duc la mare și vin aici la hotel, știi, și dorm. Ia, avem piscina aici sau ce? Avem teren de tenis aici. Nu știu dacă merge să te joci tenis, probabil că merge. Merge, că e și pe hartă. Și aici știi ce e? Nu cumva era din single player când trebuia să te duci aici sus în turnul ăla oare? Sau confund eu? Nu, ăla e la clădirea de F5B, mi se pare. Dar uitați-vă ce e aici sus, e un fel de turnuleț. Cum facem să ajungem acolo? Turnuleț? Păi hai să vedem prin spate, poate e... Vezi turnulețul ăla și e... Poți să intri înăuntru. Da... Hop... Uite, o scară... A, e o scară la... unde ăsta. Nu avem scară aici. Avem? A, nu, e o scară la un panou de ăsta de... Să fac posturi pe panou? Cine ar fi știut? Eu. Da, eu vreau să mă urc acolo sus, că dacă vezi un fel de turnuleț pe clădirea aia.
Poți face asta cu un avion. Cu un avion, dar ia să mă uit să văd dacă e ceva măcar. N-am nu e nimic, nu e nimic. Asta așa că trec acum. Ba, poți să urci mai sus, lol. Mor pe clădire, direct, pe clădire, pe reclamă. Sar de aici, deschis parul și așa. Frate, tu îți dai seama, aici să stai să te luți cu poliția? Uite așa. Te nimeresc că ea. Prin gratile de jos. A, nu. Mamă, mi-a dat un pumă, m-a dat pe jos. Faci de asta, Mihai? Da. Ia uite-i mă cum se poate. S-a fost intenționat. Doamne. Hai, bătaie până la moarte. Hai. Mihai, bătaie până la moarte aici? Doamne, ferește, tocmai ne uităm la un meci. Oh, nu, mi-a dat croșeu. O, doamne. Mihai, vezi că te apropii foarte periculos de margine. Oh my god, a căzut sau l-ai omorât tu? M-a omorât, l-am căzut după aia. Ia, aruncă-te de aici, vezi dacă puțin mașina mea direct. Stai că am coborât un pic, stai așa. Mă duc înapoi să văd cadavrul Max. Doamne, ferește. Cred că au dispărut deja. A dispărut, Hai să băgăm și o cursă, o să caut eu o cursă, dar nu mai știu exact ce... Băi, în față! Efecte sonore realizate de Mihai, oameni buni. Atât de aproape să se fur bani. Wild card... Stunt traps, traps. Fec, mă, cum ce sute, mă, ce te bă, Victory Lane se cheamă una. Astea sunt custom, nu mai știu pe care le-am făcut, dar pe asta n-am făcut-o cu siguranță. Ce ar trebui să fie ok și să vă dau invite. Habar n-am cum e. Number of laps, 8? What? Ce? Ce-a făcut? Așa era default-ul, 8 laps. Dar e foarte scurt traseu sau ce? Probabil. Ia uite-te, vezi câte mile are sau cum e. Păi 0.62 mile. 0.62 mile. Da, deci probabil un kilometru traseu, e mic. Nu e mai mult. Bag 0.62. Bag 5 mile. 5 mile, auzi, doamne, 5 lapuri. Mai degrabă 4. 4? Hai 4 lapuri atunci. Auto invite, v-am dat invite. Așa. Gata. Hai să vedem cum e. Habar n-am cum e, dar după nume. Bă, lasă 5 totuși, că dacă era 8 default-ul... O și foarte mică. Eu cred că e mică, de-aia, de-aia băgat default. Hai. Hai să vedem despre ce e vorba. Și o să mai luăm hărți de-astea de pe comunitate. Dacă faceți și voi hărți de-astea, de ce nu puteți să ni le și spuneți în comentarii? Sau dacă știți voi o hartă mai interesantă. Văd că e cu motociclete sau cu mașini? Arată în aer. Și vorbă în aer? Da. Da, dar eu nu mă văd pe mine. Ce? What the fuck, avem chestii de luat pe jos. Văd. Dar, ce mașină vă luați sau motocicletă? Eu mi-am luat o să-ți iei Monster Truck-ul lor. No, mi-am motocicletă, cred că e mai ok de condus pe aici. Și mă lasă să-mi cumpăr armură și muniție. Creepy. De ce cred eu că s-ar putea să trebuiască să ne omorăm între noi? A, uite, ai power-ups. Dar nu ne omorăm între noi, da? A, nu le folosim pe alea? Ba da. Power-ups-urile? Hai. Aici era pământ ce-a pus. Dar eu nici n-am arme. Nici eu n-am arme. Te le iei de pe jos? Holy fuck! Whee! Și cum dai power-up-urile? Pe E. Pe E. Oh, pot să dau cu rachete. Doamne, feri. Mamă! Și trebuie să vă luați de-astea de vă reparați și tot felul de nebunii. Și bustulică și chestii și nebunii. Ops. O... Da, mă, acum înțeleg. Vedeți cât de scurtă e? A, 2 din 5. Da, asta a pus 8. De asta a pus 8. Oh! What the fuck? Eu? Nu știu care trage mine, da? Și eu am tras în momentul ăla. Aici cred că e foarte șmecher în momentul în care prinzi o grămadă, adică să prinzi ceva de genul... 16. Da. What? M-am împiedicat. Am vrut să mă duc pe rampa aia să văd cum e. Nu, cu 3, nu! Dar și eu am vrut să mă duc pe rampa aia, că avea... Am luat odată și am sărit cam dubios și aici că nu mai am. Picked up Molotov și mi-a dat armele, pot să vă împuși. Și eu. Și ne împușcăm sau nu? No. Ah, e păcat. E altfel de cursă stunt, știi? Adică e power diferită, ups. Da, e cu power-up-uri. Da, e drăguță. E interesantă și cred că... Să fie mult, să fie haos. Cu mulți playeri, cred că ar fi foarte tare.
Tu vezi cum a pus ăsta checkpoint-urile de intri în unul în altul instant? Hai, dum, 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 dum. Măcar să ne mai dea, sper să ne mai dea în afară de asta încă o, încă o cursă de stunts, sper. Nu cred, cred că o să dea curse normale, că e custom asta. Nu cred, ar trebui să ne dea măcar un stunt, sper, nu știu, vedem. Aoleu! Hai. Yeah! Hai că sunt și eu aproape. Oh. Ajunge și pisica? Sau pisica ia premiul de NF? Nu, mă, ajunge, te finiși în față. Nu, eu nu văd nimic, ecranul negru după ce am câștigat. Da. Bam! Yes! N-a luat DNF, mă, ia uite, mă. Azi n-a luat premiul de NF. Ia uite, mă. Bun, acum rămâne de văzut dacă primim sau nu. Sau nu. Am făcut 112. Am făcut level 112. Ai pus să-și faci 120 minigun-ul. Sper să mi-l iau, da. Vreau să... O să fie haos total în momentul în care suntem toți trei cu minigun-urile. 25 de secunde, lor. Nu ca acum n-am putea, știi? Uite, stunt, ăla e. Ăla-i tata. Nu că acum n-am putea să ne luăm toți trei miniganurile, că ne-am mai făcut și chestia asta, dar faza e că să pot să-mi cumpăr eu când vreau la orice oră miniganul, știi, să-mi trebuiască să... Bine că-ți rămâne. Știu. Dacă l-ai cumpărat, da. Cumpăr de muniție, știi? Știu. Așa eu trebuie să-l cumpăr să arunc 50.000, puf. Zici că cumpăr mașină. 50.000 te costă? Da, costă mult. Fai de capul meu. Păi trebuie să dai și muniție în valoare de 30.000. Băi, hai, dar tu ai bani. Te costă cât o mașină? Prea mai am. Te costă cât o mașină, tu înțelegi ce zic? Da, da. Adică... Am aruncat vreo 5 sau 6 de alea de-a lungul Serbiei. Doamne ferește. De asta nu mai are Mihai bani? Da. I s-a dus toată pensia pe miniganuri? Lui Max. Pensia lui Max. Mi-a dat mie pensia. Să-mi iau minigun. Asta e un custom, Treading the Needle. Tocmă motociclete, am impresia că e aia care e foarte strâmtă. Trebuie să treci prin zona aia strâmtă, oh și nebunie. Oh my god. Da, da, da. Și deci dacă s-ar era să-l... Da, 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 să nimeriți găurile, să intrați la fix, la țintă și tot ce trebuie. Așa e, îmi trebuie mie să intru în găuri. Ai grijă să nu intri în mine. Aoleu! Nu! Aoleu! E periculos rău pe aici. M-am dus. Te-ai dus? Unde? Nu! S-a dus Max. Mihai, așteaptă-mă! Da. Ah! Era să cu Michel. Câș! Parcă n-am mai făcut-o pe asta. Câș, Mihai! Nu, what the fuck? Mihai, câș! Băi, mi-arată că e făcută, dar eu nu mi-aduc aminte de ea. Și eu am, și mie mi-arată că e făcută, dar nici eu nu țin minte. Da, și eu, parcă e diferit acum. Un pic. O fi schimbat un pic. Și că tot timpul scrie pe, când ești în Free Rom, că au updatat hărțile și că nu știu ce. Asta o fi? Posibil să le updateze, da, pe astea. Da, chiar am dat-o, uite, pe aici nu o luam înainte. Stai să vezi pe unde te bagă, te bagă printr-o căldire în construcție. Observ. Interesant. E stran, e rău. Mamă, și acum pe struțe de-astea mici. Am greșit un pic. Bravo. Dacă ai greșit. Să tot faci, să tot faci. N-am dat restart, n-am căzut. Mamă. Bă, dar le-a băgat pe zone strâmte. Chiar că, am avut dreptate. Mai sunt vreo două. Da, chiar am updatat harta. Mihai, greșești? Am greșit de 3 ori până acum. Capul și eu tot așa. De atât pe locul 3 sunt. Eu sunt pe 2. N-o să mai fii. Cum? Mamă, cum e asta? Trebuie să mergi pe lateral la perete. Ai văzut? Trebuie să merg pe parte, ești nebun. Holy shit. Cum se ține, mă, motocicleta asta așa? Talent. Da, chiar. Mihai, da. Te împiedici? Acum stai mai încolo. Acum, te rog. Stai să văd. Dau o comandă de împiedicare, adică... 3 la 10 lei. Dau, cum îi zice? Dau, sun la comenzi acasă, la livrare. Da, vreau, da, și eu o împiedicare, vă rog. La Mihai acasă. Ah, nu, Mihai, nu. Așteaptă-mă, vreau să-ți dau un cadou. M-am lovit de palele astea. Bravo, 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 bravo. Lor, poți treci pe sub ăsta. Băi, ești nebun, lasă-o. Ea s-a dus pe dedesubt pe acolo și pe acolo te oprește. Chestiile alea te opreau. A reușit să trec pe lângă ele. M-am lovit de perete. O, l-am luat! În ultima clipă.
Da. Dacă nu te duci prin alea de jos, nu reușeam să te iau. Nu le-am luat pe toate. Poți să faci dreapta pe sub pasajul ăla și ieși pe cealaltă parte și să mergi. Te-am împiedicat puțin, știi, adică... Mai am mult? Nu, nu mai ai mult, dar dacă te bagi în pereți, mai ai mult. Și tu și eu. Frate, a fost complicat rău. E greuță asta. Locul meu! Hai că reușit până la urmă. Bă, n-a luat DNF azi, pisica, e ceva tare. Sunt curios ce winning de la am. Cred că e ăla cu like. Cu like? Ăla e? Like! Aia e. That's like. Ok, asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!